Românii care nu au ce să dea la schimb pentru a avea o masă de Crăciun, cum scrie la carte, apelează la tradiționalul împrumut de la ce are. Nu doar vârstnicii se îndatorează, ci și tinerii. Toți au venituri mici, așa că nu au de ales dacă vor să aibă niște sărbători decente. Așa arată aglomerația de la ce are. Și nu este o oră de vârf. Inflația a crescut, însă bugetul românilor s-a restrâns. Când vine sărbătorile, banii costă totul. Cristian are 3 copii și are tot atâtea cadouri de cumpărat. S-a împrumutat 8.500 de lei. Doar așa va putea să aibă un Crăciun fără lipsuri. Prețurile sunt așa cum sunt, salariile sunt așa cum sunt și trebuie să ne împrumutăm, trăind în împrumut în împrumut. Împrumuturi pentru care va plăti și Crăciunul viitor. Oamenii plătesc ratele un an sau chiar doi. Dobânzile sunt variabile și pornesc de la 1%, 2% și pot ajunge la 14%. Pentru un împrumut de 3.000 de lei, dobânda ajunge la 140 de lei într-un an. Împrumuturile pornesc de la 50 de lei, am avut și un împrumut cu 30 de lei. Toate produsele sunt mai scumpe la ora actuală ca anul trecut pe timpul ăsta. Și pensionarii nu se pot descurca, mai ales cu ocazia sărbătorilor. Oamenii se plâng că nu pot face împrumuturi mari, iar pentru masa de Crăciun vor plăti tot anul viitor. Nu mai în așa ceva stau. Nu mai în împrumut. Ce să cumpăr? Păi la cât pot să fac eu împrumut? Decât să-mi iau așa, să am zilele, să pun și eu acolo, să iau și eu o bucățică de carne, să-mi iau și eu un cartaboș, un cârnaș. Nu sunt de ajuns bănuții. Românii spun că vin la ce are pentru că primesc bani rapid, dar și pentru că dobânzile sunt mici. Oamenii au nevoie de ajutor financiar și vin la noi, fiindcă le putem oferi împrumuturi mici decât au dânsi și nevoie, da? Pentru sărbători sau să aibă și ei un bani în plus să-și cumpere ceea ce au nevoie. Zilnic, o casă de ajutor reciproc acordă între 80 și 100 de împrumuturi.